Bun găsit, prieteni! Stăm de vorbă astăzi cu un personaj extrem de interesant. Lumea îl cunoaște mai degrabă ca arbitru, unul dintre cei mai buni și mai cunoscuți arbitri din Liga 1. E un arbitru care a luat la un moment dat o decizie extrem de curajoasă, poate că mulți nu au fost de acord cu ea, și anume s-a retras în semn de protest pentru că a fost scos de pe lista FIFA, o decizie mai mult decât discutabilă, venită din partea Comisiei Centrale de Arbitri. Dar, în afară de această titulatură sub care este cunoscut, aceea de arbitru în fotbalul românesc, vom vedea că Marius Avram, invitatul nostru de astăzi, este un personaj important și în domeniul economic. Așadar, spune-mi cine ești, Marius Avram. Vom începe să scormonim în viața ta și în personalitatea ta mai ales. Bine ai venit, Marius! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație. Și mie îmi pare bine că ai venit. De mult vreau să stau de vorbă cu tine, pentru că acum, fără să dau impresia că era să ai o scamă pe umăr acolo, ai proprietatea termenilor și te exprimi foarte bine și explicațiile tale în calitate de expert TV în ale arbitrajului sunt clare și logice. Mulțumesc, mulțumesc! Bun, hai să luăm cu începutul. Să luăm pe Marius Avram copil, 5, 6, 7 ani. Copilărie petrecută unde? Născut și crescut în București. Băiat de asfalt. Exact, exact. În cartierele bucureștene am jucat fotbal, în cartierele bucureștene, să spunem, zona Baba Novac, așa ca orientare pentru cei care cunosc cât de cât cartierele din București. Acolo am copilărit și acolo am cunoscut pentru prima oară gustul fotbalului, în spatele blocului. În spatele blocului. Așa jucam, în curtea școlii, în spatele blocului, pe asfalt. La Bătător, nu? La Bătător... Da, era un parc, nu știu în ce stadiu mai acum, Voinicelul. Nu știu dacă știe lumea. Și acolo mergeam cu toții vecinii și jucam fotbal în copilărie. Eu mai aveam minge, pentru că tata fiind arbitru, mai venea cu câte o minge din când în când acasă și deci atunci era foarte ales, popular. Era ales în printre copii, când se alegeau echipele, eram printre primii. Te supărai vreodată și te-ai supărat vreodată să iei mingea și să pleci? Nu mi-aduc aminte să fi fost supărăcios așa ca copil. În general, eram destul de împăciuitor și reușeam așa să împac. Nu mi-au plăcut conflictele, probabil asta m-a ajutat și mai mult târziu în cariera mea de arbitru, asta vreau să spun. Da. Nu eram un timp conflictual. Da. Bun, și școală, liceu, da, elev bun la învățătură, bănuiesc că da. Aș zice că da, până la urmă s-a pus problema rezultatelor la școală în momentul în care a trebuit să aleg între fotbal și școală, știi, că în viața oricărui tânăr intervine un moment în care zici, domne, ai perspective suficient de bune pentru a avansa în carieră, într-o carieră eventuală de fotbalist. Dacă analizăm și considerăm că nu, atunci încearcă să mergi către școală și să lăsăm deoparte fotbalul. Și asta s-a pus problema înainte de a da la liceu, deci chiar eram destul de mic. Și nu eu neapărat, dar poate părinții mei au ajuns la concluzia, bă, nu e suficient de bun cât să ajungă cine știe ce mare fotbalist, plus că riscurile foarte mari, știți cum e, într-o carieră de fotbalist e accidentat și atunci mergi către școală și părinții mei m-au orientat. Mama mea a avut viziunea chiar înainte de Revoluție să-mi pună profesori de limbi străine, de exemplu. Și pe mine lucrul ăsta consider că m-a ajutat enorm în tot ceea ce am făcut, nu numai în cariera de arbitru. O mică paranteză, câte limbi străine... În timp am reușit să acumulez vreo 5. Numai 5? Da, da, da. Dar ăsta e meritul ei, al mamei mele, care a avut viziunea asta și faptul că de mic m-a îndrumat către limbile străine și a dat seama poate că am un pic de ureche muzicală, pentru că te ajută în momentul în care studiezi o limbă străină să ai ureche muzicală. Și le-am deprins foarte ușor. Mi-a fost ușor să le învăț. Ulterior, cu cât creșteam în vârstă, cu atât era mai greu. De exemplu, germana am început-o destul de târziu și nu s-a prins atât de bine ca altele și... Na, deci depinde și de vârstă și de disponibilitate și de ureche, dar cam în direcția aia m-au îndrumat ai mei și liceul, de altfel l-am făcut la George Coșbuc, liceu bilingv, cu predare în română și în engleză, tot mergând către direcția aceasta cu limbile străine și ulterior facultatea în țară la Academia de Studii Economice, Relații Economice Internaționale, REI. Tot cu predare în limba engleză, foarte multe cursuri se predau bilingv și atunci a avut așa o continuitate toată treaba aceasta. Dar a avut loc și arbitrajul. A rămas o bucățică de fotbal în preocupările lui Marius Avram. O bucățică mare, care s-a transformat într-o carieră de 27 de ani.
Ai avut timp să faci și arbitraj și școală și carieră? Cum spre deosebire de fotbal, de fotbaliști, arbitrajul nu presupune așa o implicare permanentă, cel puțin nu la început. Nu există cantonamentele acele interminabile de nu știu câte ori pe an, nu există faptul că trebuie să fii acolo zi de zi. Este un lucru individual. Te pregătești individual, în timpul tău liber. Dacă e cineva să te mai împingă de la spate, să te stimuleze într-un fel, cu atât mai bine, dacă nu trebuie să o faci singur, singur efectiv. Avându-l pe tata care încă era arbitru activ, de la începutul așa, eu în 94 am debutat, m-a ajutat, pentru că trebuie să înțelegi că, de exemplu, toată copilăria mea am avut arbitrajul în casă. Nu numai prin tatăl meu, dar noi mergeam în vacanțe cu arbitrii care mergeau cu familiile lor și ne întâlneam la mare, la munte. Se vorbea despre arbitraj permanent, despre fotbal. Vrei, nu vrei, ca fiu de tată, îl vezi ca pe idolul tău, îi vezi pe oamenii aceia din jurul lui ca pe niște personaje extrem de importante și în sinea ta îți dorești să ajungi ca ei. Deci așa mi-a intrat un pic microbul ăsta al arbitrajului. Și întâmplător am devenit arbitru, pentru că i-a venit tatălui meu prin poștă un echipament care îi era foarte mic. Și mi-a zis, ia probează. Era cu dedicație cumva, mai trebuie să slăbești? Posibil, posibil, să știi că în vremea aia nu se pune așa mare accent. Și mi-a zis, ia probează-l tu, și mi-era turnat. Și a zis, păi noi vrea să încep școala. Eram entuziasmat, abia așteptam. Da. Nu știu dacă nu cumva m-a lucrat, cum se spune, dar nu vreau să zic. Și așa am început școala de arbitri și în 94 am avut primele mele meciuri la copii și juniori. Sunt mulți arbitri și la noi, dar tendința este generală în toată lumea, mulți arbitri care sunt fii de foști arbitri. E o devenire, să spunem, normală, e o opțiune normală, sau intervine aici ambiția tatălui de, ca fiul să îi carce pe urme? Da, am auzit de multe ori discuția asta și au existat controverse mari din punctul ăsta de vedere. Eu cred că pleacă de la ce ți-am zis mai devreme, cu faptul că eu, copil, îmi doream să fiu ca tatăl meu. Îmi doream să-l depășesc pe tatăl meu. Eu mi-am dorit lucrul acesta. Țin minte că vorbeam cu tata și tot timpul mi se spunea, uite, azi arbitrează băiatul Avram la Liga 4, da. Liga 3. Și eu îi spuneam, o să ajungi la un moment dat să se spună, uite-l pe tatăl lui Marius Avram, pentru că mă săturasem atât de mult de asta cu uite-l pe băiatul lui Avram, a venit să ne arbitreze, încât îmi doream să o întorc într-un fel, da. Să ajungă să-i spună, azi vei, uite-l pe tatăl lui Marius Avram. Dar de aici pleacă, să știi, cel puțin din punctul meu de vedere. E normal ca părinte, cred, că încurajezi copilul tău să urmeze cariera ta, deși eu acum, dacă aș avea băiat, nu îl aș încuraja neapărat. Dar erau alte vremuri atunci, altfel, era alt respect, altfel se petreceau adică lucrurile. Adică a pierit respectul, a dispărut respectul față de meseria asta? Eu zic că a dispărut respectul față de meseria asta. A dispărut, nu mai este considerată o meserie, un cavaler al fluierului, știi cum se spune, arbitri, sunt cavalerii fluier. Nu cred că mai există. Sintagma asta nu cred că se mai potrivește neapărat în ziua de azi. Sunt toți niște șuți, niște hoțoi. Atât de mult s-a ajuns încât din contră ești un pic denigrat și nici măcar nu mai este un plus să fii arbitru. Dar mai există și excepții. Oameni care reușesc și ajung să fie considerați oameni integri și când se retrag din carieră să se retragă cu capul sus și cu respectul celor din fenomen. Că până la urmă nu poți să ai pretenția să ai respectul tuturor. Suporterii te înjură, asta e, așa e la fotbal. Dar dacă atunci când ieși ai respectul oamenilor din fotbal, eu consider că asta înseamnă că ți-ai făcut meseria bine. Concret, în ce a constat ajutorul, în ce au constat învățămintele primite de la tatăl tău, care eu l-am prins și eu arbitrând, era asistent. Arbitru asistent, da. La un moment dat... Tu ai fost central, totuși parcă sunt alte meserii. La un moment dat în cariera unui arbitru trebuie să alegi, pentru că se specializase cu mulți ani în urmă, dacă ții tu minte, în fotbal erau și arbitri și asistenți. Da. Făceau odată o linie, odată la centru. La un moment dat s-a hotărât specializarea aceasta pe arbitru și arbitru asistent și tatăl meu a considerat că poate are șanse mai mari ca arbitru asistent sau cine știe, depinde de personalitatea fiecăruia. Nu mi-a plăcut să fiu arbitru asistent, m-am încercat și asta, mi s-a părut foarte greu. Poate te surprinde, dar am zis, e mult mai greu de la linie decât la centru. Valentin, văd că se descurcă foarte bine. E unul din cei mai buni asistenți, fratele tău. Da. Da, el a urmat cariera tatălui meu și a mers pe linia aceasta. Dar, repede, depinde și de personalitatea fiecăruia. De ce e mai greu la linie? Mi s-a părut că nivelul de concentrare este atât de ridicat și fazele sunt atât de strânse și la limită și tot timpul trebuie să fii acolo pe linia penultimului și să alergi tot timpul în alertă și o concentrare mare și dacă ai ratat o fază de câțiva centimetri, nu știu, ai clipit sau ceva, era greșeală majoră, da? Da. Putea să dea gol.
Am zis, nu se poate, mi se pare mult prea greu. Cum să stau pe linie cu ăla tot timpul acolo? Nu, nu mi-a plăcut. Bine, dar mingea deci, să merge și în jumătatea cealaltă și atunci... Momente de respiro, da. Exact. Dar nu mi-a plăcut pur și simplu să fiu acolo pe linie și să urmăresc așa la laser, să fiu la laser. Și cu urechile ciulite. Și cu urechile ciulite. Că... Interacțiunea cu jucătorii e minimă comparativ cu cea de la centru. Iar eu întotdeauna am fost un arbitru căruia i-a plăcut să vorbească cu jucătorii, să anticipeze situațiile mai degrabă decât să le sancționeze. Mie mi-a plăcut mult jocul ăsta de psihologie, discuțiile, privirile pe care la linie nu le ai, să știi. La linie nu le ai, pentru că în ești izolat acolo la margine și offside, out, corner, nu ai interacțiunea asta cum are un arbitru. Ai interacțiunea cu publicul care e în spatele tău și care se apleacă peste tine. Știu vorba de la un asistent. Când se apleacă publicul peste mine, mă aplec și eu. Adică... Dar apropo de public, când mă întrebai cu ce m-a ajutat, lecțiile pe care mi le dădea, țin minte primul meu meci la linie. Tatăl meu era în spatele meu și alerga și îmi spunea, stânga, dreapta, offside. Deci, efectiv, făcea cu mine lecția în timpul unui meci oficial, el fiind în spatele gardului, nu erau tribune acolo. Da. M-a ajutat enorm, nici n-aș ști de unde să încep. Adică, întreaga mea carieră eu datorez prin tot ceea ce a făcut de la început până la sfârșit și toate sfaturile pe care mi le-a dat. Vă dați seama ce beneficiu major e să ai un om cu care să discuți în casă. El mă ducea la meciuri când eram copil și urmăream arbitri. Costică de la Suceava, Porumboiu, Crăciunescu și îmi spunea, uite, acolo a fi foarte atent la sancțiunile disciplinare, e as în ele. Aici fii atent cum gestionează reinteracțiunea cu jucătorii. La alt arbitru îmi spunea, vezi cum face diagonala. Și încerca să-mi scoată în evidență calitățile fiecăruia dintre ei și eu să le observ. Deci eu așa priveam meciurile când eram copil. Ca un specialist în arbitraj, urmărind câte un lucru pe care tatăl meu mi-l scotea în evidență și intrându-ți în cap toate lucrurile astea, la un moment dat... ajungi să le aplici și tu pe teren. Cât de bine poți? Experiența înseamnă pentru un arbitru, înseamnă să și intuiască ce se va întâmpla în secundele următoare. Și aici e vorba de plasamentul ăla despre care se vorbește atât și care de multe ori e greșit sau este insuficient. De multe ori trebuie să te deplasezi în lateral ca să fii cumva cu privirea perpendiculară pe linia formată de cei doi jucători aflați în acțiune. Asta e cam cea mai dificilă modalitate de a arbitra corect un meci. Aici intervine, într-adevăr, aici se face diferența între un arbitru obișnuit și unul bun? Aș spune că da, pentru că în mintea unui arbitru, și acum o să folosesc o sintagmă pe care nu spuneau cei de la UEFA, în mintea unui arbitru permanent trebuie să fie întrebarea what comes next? Ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Pasă în stânga. Ce urmează? Urmează o centrare. Îndreaptă-ți atenția către spațiul pedeapsă. Dar tot timpul mintea ta trebuie să se seteze astfel încât să anticipezi ce poate urma pentru a fi atent acolo unde este zona fierbinte, unde se poate întâmpla faultul, unde se poate întâmpla ceva pe care nu ai, ceva care nu ai vrea să-ți scape. E, într-adevăr, să știi că uneori, apropo de plasament, unghiul e mai important decât distanța. Apropo de ce spuneai, că trebuie să fii perpendicular pe cei doi jucători. Ai ajunge mult mai repede într-o linie dreaptă și mai aproape de ei, dar pentru a avea unghiul potrivit, de aceea ieși în lateral să vezi tricoul întins atunci când îl ține, etc. Lucruri care ar putea să-ți scape dacă ai fi perpendicular. Și de multe ori, dacă ești foarte aproape, s-ar putea să nu vezi bine. Și nu le vezi bine, exact. Îți blochează vizia, vederea. Se spune că undeva între 10 și 15 metri ar fi distanța ideală pentru a nu fi nici prea aproape, nici prea departe, astfel încât să-ți scape câteva elemente. Da, intuiția, what comes next, lucrurile astea tot timpul trebuie să le ai în minte și tot timpul să fii concentrat, alert. Unde se duce mingea, ce se întâmplă, unde se duce, anticipare. Da, este unul din secrete, să știi, pe care... Da. Vorbeai de rolul extraordinar pe care l-a avut tatăl tău în devenire, devenirea ta ca arbitru și nu numai ca arbitru. În ce măsură necazul pe care l-a avut el ți-a influențat cariera sau poate chiar evoluțiile? Mă gândesc că totuși ai avut o apăsare psihică în perioada aceea. Da... Arbitrii sunt și ei oameni, absolut, da? Ca oricine. Și evident că dacă ai probleme personale, de orice natură, până la urmă, ele pot afecta mai mult sau mai puțin și prestația de-a din teren. Știi? Și încercarea pe care am avut-o eu, că vorbesc strict din punctul meu de vedere, a fost de a mă detașa complet de ceea ce se întâmplă în afara terenului. Și pentru mine, în momentul în care ajungeam la stadion, acele 90 de minute de concentrare erau ca o binecuvântare pentru că reușeam efectiv să mă gândesc numai la ce se întâmplă acolo,
pe gazon și să nu mă mai gândesc la ceea ce se întâmplă în exterior. Și atunci pentru mine era ca un loc unde puteam să fiu complet liniștit și complet focusat, concentrat pe ceea ce fac în momentul respectiv. Și așa am reușit, să spunem, să nu mă afecteze din punct de vedere al prestațiilor în teren. Foarte multă lume considera că gata, o să mă retrag, deja au apărut seră discuție. Nu am dorit să mă retrag, am dorit să continui. Iar pentru mine, foarte important, a fost modul în care am fost primit de către oamenii din fotbal în momentul în care mă duceam la meciuri și toți veneau la mine, toți mă încurajau, toți îmi spuneau că mă respectă și pe mine și pe tatăl meu. Și atunci, pentru mine, lucrul ăsta a fost un mare boost de energie prin care să-mi fac treaba acolo și să arăt că în continuare merit să fiu acolo. Ce era în mintea lui Marius Avram înainte de meci, în orele acelea două, după ce mâncai, după ce dormeai, bănuiesc că dormeai după amiază înainte de meci, dacă puteai. Da, dormeam. Și intri în febra meciului, ce e în mintea lui Marius Avram, cum gestiona momentele alea, când într-adevăr ești încordat și începe să lucreze adrenalina. Să știi că cu cât te apropii de stadion, de vestiar, cu atât tensiunea la un moment dat crește. În momentul în care ajungi acolo, cel puțin după mai mulți ani în care, să spunem, deja erai setat, creierul era pregătit, știa ce se întâmplă, drumul era bătătorit, intri într-o rutină și într-o normalitate, aș spune eu, în care, pe care o faci liniștit și pe care o faci perfect concentrat și atent la ce se întâmplă acolo. Momentele dificile sunt înainte de a ajunge la stadion, acele două ore le petești la stadion, deja știi ce ai de făcut. Da. Intri în mecanismele pe care deja le-ai făcut de atâtea ori. Dar eu să știi că mulți colegi îmi spuneau, domne, dar la tine în vestiar râdem, glumim înainte de meci. Mă comportam ca și acum, exact ca și acum. În momentul în care ieșeam din vestiar, respiram adânc de câteva ore, aveam așa un fel de ritual al meu și în momentul ăla intram într-o concentrare maximă. De atunci, gata, lucrurile gata, am terminat cu gluma, am râs cât am râs, din momentul ăsta suntem concentrați la ceea ce facem. Asta vreau să te mai întreb, ce rutină aveai înainte de meci? Concret, te legai la șiretul drept întâi sau spuneai ceva? Nu? Așa, o fel de superstiții sau genul ăsta? Dacă aveai un ritual. Încercam să am un program foarte strict, adică mâncam cu 6-7 ore înainte de meci și apoi să dorm. Pentru a avea mintea limpede și a mă liniști înainte de meci, somnul îl consideram foarte important. În schimb, când intram pe teren, n-aveam. Să intru cu dreptul, de exemplu, era un lucru pe care încercam să-l fac tot timpul, adică să calc cu dreptul pe iarbă, efectiv. Da. Și pentru mine era foarte importantă interacțiunea aia din tunel. Acolo îmi luam eu toate informațiile și energia de la jucători, privirea în ochi, mă plimbam printre ei tot timpul, vorbeam cu fiecare dintre ei, apoi le țineam un discurs tuturor, în care le spuneam diverse lucruri. Domnilor, vă rog să vă vedeți de joc. Discursul pe care da, nu mai mult de 10-15 secunde. Ăsta pot să zic că e ritualul care pe mine mă ducea ca atunci când intram în teren să fiu la capacitate maximă. Interacțiunea aia din tunel și felul în care le vorbeam și felul în care mă priveau ei de acolo, ăsta ar fi, să zicem, ritualul meu înainte de meci. Nu mulți arbitri fac așa. Unii mai sar peste etapa asta. Eu o consideram extrem de importantă. Cel mai nărăvaș, cel mai dificil jucător pe care l-ai arbitrat? Sau nu neapărat unul singur? Da. Poți să-mi dai și o listă. E greu să spun un top, să zicem, 1, 2, 3. Dar fiecare echipă avea ceea ce noi numeam un lider. Înainte de meci, trebuia să-l identifici. Evident, urmărind fotbal, îți cam mai vorbești cu colegii, îți cam știai care sunt, da? Și aveam un Dănciulescu, un Mirel Rădoi, Pintilică, mai recent, un Croitoru, care la echipele lor erau elemente cheie pentru tine ca arbitru în a gestiona restul echipei. Și atunci îți luai câteva secunde în plus de a discuta cu el, îi dădeai și un faul mai ușor pe la mijlocul terenului ca să nu simtă că ai venit împotriva lui, pentru că el ducea în spate și atitudinea lui față de tine influența tot ceea ce se întâmplă în jur și toți ceilalți jucători. Așa, jucători dificili din alt punct de vedere al atacurilor, da? Un Borceanu. Borceanu avea uneori momente în care făcea niște atacuri foarte dure. Știind lucrul ăsta, eu permanent mai treceam pe lângă el și mai spuneam, mai ușor, Alex, te rog eu frumos, ai grijă, mai mult la minge, nu pe picior. Adică munca asta pe care lumea nu o vede. Știu că i-a dat una lui Noere, de a căzut Noere. A și fost eliminat atunci Borceanu, într-un Steaua Dinamo. Deși acolo eu am o,
am o îndoială în privința lui Noiră, care a căzut cu fața în jos și după aceea și-a scos mâna de sub el. Niciodată, când ești inconștient, nu scoți mâna, știu asta, dar... Noiră era șmecher, da, ca să folosim un termen... Da, păi și asta e o altă categorie care îți poate pune probleme. De șmecher, exact, de simulanți. De șmecher, simulanți, se agață de adversar, caută tot timpul să obțină ceva de la tine. Dăm niște nume. Haide, nu știu, adică... S-au lăsat. E greu de spus, nu știu. Uite, nu ere. Sunt grele întrebările astea. Studiai echipele înainte de meci? Cum joacă? Ce sistem au? Sau chiar jucătorii? Chiar jucătorii, dacă sunt gen Tănase, să spunem, sau Ivan. Sau... Orice element care aparent poate părea nesemnificativ, în managementul tău ca arbitru, poate fi foarte important, de la poziția în clasament. Ce s-a întâmplat în meciurile anterioare între cele două echipe? Cum joacă în primele 15, de exemplu, juca FCSB în perioada lui Regencamp. Știam clar că în primele 10-15 minute, și în prima repriză și în a doua, rup pământul, mănâncă din ei. Și atunci le spuneam asistenților, băi, din prima secundă că ăștia încep tare. Deci genul acesta de discuții erau tot timpul între noi. De fapt, eu discutând cu asistenții mei și făcându-le un fel de plan al meciului, îmi spuneam și mie, adică mă pregăteam și pe mine în același timp, și luam în calcul toate elementele pe care ți le-ai putea imagina. De la discuții individuale despre fiecare jucător în parte, vezi că l-ai cam nervos, mai țipă la tine, fă-te că n-auzi, la asistenți pentru a nu genera conflicte, știindu-l că poate așa e el, de exemplu, fără a fi peste limitele bunului simț. Da. Mai sunt jucători care se întorc tot timpul la asistenți și mai comentează. E un mod de a se descărca al lor, știi? Ce faci, genul? Scurge sânge din nas? Exact. De ce nu-mi dai, nu știu ce? Atunci lasă-l calm. Nu amplifica tu conflictul. De la jucători care încearcă să se împrietenească cu tine și apoi încearcă să mai scoată ceva, un 5%. Toate lucrurile astea, cum sunt la cornere. De exemplu, unii jucători la cornere împing și țin foarte mult. Unii atacanți, unii fundași. Tu, pentru a preveni și a nu exista discuții, știi că face lucrul ăsta și apoi, în timpul meciului, înainte de executarea loviturii de la colț, te duci și îi spui. Sunt cu ochii pe voi, atenție, fără brațe, fără fault. Este o muncă pe care o recomand oricărui arbitru, pentru că îți rezolvă, și acum vorbesc foarte puțin, 50% din meci, eu cred că mai mult. Îmi spuneau colegi la un moment dat, bă, dar tu n-ai faze, mă, cât noroc ai de n-ai faze. Zic, băi, nu, e o muncă și o discuție permanentă și o interacțiune cu jucătorii care până la urmă te duce să n-ai faze sau să-i lași pe ei să joace fotbal, nu să fii tu în prim plan. Să ne întoarcem acum la întâmplări inedite din viața arbitrului Marius Avram. Inedite în sens de foarte rar văzute, da? Că vorbeam la un moment dat despre un meci din Ungaria în care am călcat strâmba, am călcat într-o groapă, nu mai știu, la începutul meciului și am făcut o întorsă. De evident, nu putem să mă mai ridic de acolo de pe gazon. A venit medicul echipei. N-am fost inspirat deloc, pentru că eram speriat într-un fel, aoleu, ce oi aveam, mi-ai fi rupt ceva, în gândul meu era doar la accidentare, pentru că și durea foarte tare, și mi-ai zis, hai, întinde-te pe targă ca să te scoatem de pe teren. Și m-am întins. Asta a fost o greșeală mare a mea, pentru că targa avea și suport de cap. Și acele două chestii laterale între care îți pui capul. Și imaginea care a apărut în presă a fost dramatică. Cu mine pe targă, dramatic, cu capul prins într-un suport, accidentarea gravă a arbitrului la meciul de la Budapesta. Vă dați seama că părinții mei erau, adică toată lumea în țară, ești bine, ce ai pățit? M-am întors să n-am pățit nimic altceva. Și a intrat arbitrul de rezervă, era Iulian Călin atunci. A intrat în locul meu și m-a înlocuit la meciul ăla. Aș putea spune că un lucru care mi s-a întâmplat o singură dată în carieră. Am mai văzut arbitrii accidentați, dar scoși pe targă, n-am mai văzut. Și era medicul gazdelor, probabil. Medicul echipei gazde, exact, care a avut grijă extraordinară și în două săptămâni deja, țin minte că eram pe gazonul ligii întâi. Deci deja am revenisem foarte bine, dar în momentul respectiv se umflase glezna ca o minge de tenis în lateral, acolo unde a fost întorsa. Mă rog, a fost o chestiune inedită, rară și la UEFA, rară în cariera oricărui arbitru, pentru că nu te întâlnești de multe ori, și cu atât mai mult mai inedită prin faptul că m-a scos pe targă. Deci asta a fost cireașa de pe tort. Era într-o vreme se folosea apa aia de burov, care văd că s-a scos, nu-mi dau seama de ce. Îți înfășurai glezna și în câteva ore dispărea umflătura, chiar puteai să mergi. Îți spun că am folosit și metode din acestea, adică varză. Băteai varza... Înfășurai glezna și apoi cu un... Da.
și scotea din umflătură. Da, în perioada aia de convalescență, sau cât am stat înainte să-mi revin, am folosit toate metodele posibile. Ai renunțat la arbitraj cu mult înainte de a, mă rog, de a îndeplini vârsta aceea care te, într-un fel, te obligă să renunți, dacă nu ești arbitru FIFA, bineînțeles, da. Tu fiind arbitru FIFA. Din ce motiv? A fost un cumul de motive, să știi. Deja de vreun an jumate, doi, tot mă bătea gândul să mă retrag, pentru că ajunsesem la un punct maxim în cariera mea internațională. Mai mult de atât, nu mai puteam să mai realizez. Și nu mai vedeam motivația decât cifre, să faci cifre, statistică. Încă 50 de meciuri, încă 70 de meciuri. Dar nu mai vedeam pentru mine un obiectiv și atunci activitatea nu o mai prestam cu aceeași plăcere. Iar faptul că am fost scos de pe lista FIFA, și nu neapărat că am fost scos, modul în care s-a procedat atunci cu mine... Cum s-a procedat? Am aflat la două zile după ședință. Deci lucrul ăsta pe mine m-a din presă sau făcut din... să fiu dezamăgit. Sau... Nu, m-a sunat președintele Vasaras și mi-a zis, am avut ședință acum două zile și am hotărât să te scot de pe lista FIFA. I-am spus, i-am replicat exact așa, prefer să închid telefonul acum, ca nu cumva discuția noastră să nu degenereze, da? Și am închis telefonul și la revedere, pentru că m-a șocat și m-a enervat, dar nu el neapărat m-a enervat, pentru că n-am pretenții de la un străin. Pe mine m-au supărat și m-au dezamăgit românii care erau acolo în Comisia Centrală, foștii mei colegi, Deaconu, Augustus Constantin, Edi Dumitrescu, mă rog, toată Comisia Centrală cu care eu stătusem în bancă an de an, mă, să nu-mi spui tu după, nu știu, după două zile să nu-mi dai și pe un telefon, că noi vorbeam tot timpul, eram și pur și simplu liniște totală și afli la două zile după că ai fost aruncat fără să fie anunțat înainte, fără să se poarte o discuție și fără să existe un dialog normal și omenesc, unul care era de 11 ani pe lista FIFA, căruia eu, dacă aș fi, i-aș fi spus, măi omule, am niște planuri de viitor, am niște tineri pe care vreau să-i aduc barbă și chivulete, cred eu în ei, treaba mea, da? Și tu nu mai ai perspective. Aș fi considerat acest dialog, normal că poate nu mi-ar fi convenit, aș fi suferit, că îmi doream nu știu ce, dar, pe de altă parte, aș fi considerat acest dialog unul uman și firesc pentru un arbitru pe care l-ai de atâția ani și pe care, totuși, Comisia Centrală s-a bazat la meciuri grele. În momentul în care am fost tratat cu această lipsă de respect, l-am considerat eu și pentru mine a fost o dezamăgire mare, dar a fost exact ceea ce aveam nevoie pentru a mă împinge în direcția la care mă gândeam deja de ceva timp. Dar să știi că totuși în momentul în care am redactat scrisoarea la calculator, scrisoarea de retragere, am avut aproape un atac de panică. Deci efectiv mă sufocam în momentul în care scriam, când scriam acolo că mă retrag și așa și zic... Mi s-a tăiat respirația, efectiv. Da, 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 da. Dar am luat-o ca un semn bun. Am luat-o ca un semn bun. Am zis, înseamnă că e bine, dacă ți-e frică, e bine. Învingeți atacul ăsta de panică, teama asta și mergi înainte. E dureros. Adică reprezintă, practic, moartea unei bucăți din tine. E destul de importante. 27 da? De ani, îți dai seama. Da. În care, mă rog, să zicem, Liga 1 au fost 16, lista FIFA 11. În care weekend de weekend să pleci, pregătește-ți geanta, oare unde avea meci? Noi aveam meci, toată acea discuție dinaintea etapei, colegii, deplasările internaționale, dintr-o dată nu mai fac parte din viața ta. Și ți-au lipsit. După ce ai scris scrisoarea, au început să-ți lipsească. Pot să zic că mi-au lipsit o perioadă de timp, mi-au lipsit. Mai ales deplasările internaționale, pentru că acolo e altă atmosferă, e mult mai relaxată, oamenii te privesc cu mult mai mult respect, numai încordarea aia pe care o resimți uneori în Liga 1. Și pot să zic, asta mi-a lipsit. În schimb, meciurile din Liga 1 nu mi-au lipsit neapărat. Din bucuria de a merge la meci, de a-ți face geanta, de a abia aștepta un meci, ajunsese la un moment dat de... Era ca o corvoadă, unde am meci la... Iași, Botoșani, da. Arad, Timișoara, iarte să merg, iarte. Și atunci ăla-i semnalul. Iar să-l ascult pe ăla care comentează, iar mă ceartă ăla. Nu, erau bune și comentariile. Să știi că criticile în sine nu m-au deranjat. Absolut niciodată. Atacul la persoană, să zicem, că da. Poate, da. Dar critica muncii pe care o prestezi, nu. Dacă te deranjează ca arbitru că atunci când greșești un comentator spune, domne, a greșit, nu se poate așa ceva, asta e. Înseamnă că n-ai ce să cauți în meseria asta de arbitru și le iei personal. Nu, aici nu e personal, e un job, e o muncă. Am greșit în munca pe care am prestat-o, asta e normal să spună lumea. De altfel să știi că am discuțiile astea cu colegii și acum, că când am trecut de partea asta a analizei, în care ei mai spun, doamne, că acolo, zic, măi, n-am cum decât să spun ceea ce văd și să explic de ce.
nu e atac la persoană, nu este despre tine, eu nu analizez omul și faza. Eu nu analizez omul, eu analizez faza. Da. Într-o oarecare măsură, meseriile astea se aseamănă, cea de comentator și cea de arbitru. Se aseamănă, pentru că și un comentator trebuie să ia într-o fracțiune de secundă o decizie, să spună ce anume să spună. Și suntem, cred, la fel de înjurați unii și alții, adică ăsta iar e un punct comun. Se mai aseamănă într-un punct de vedere. Orice greșeală este atât de vizibilă și este live la TV, încât toată lumea o poate remarca. Sigur. Și deci, și oricând e cineva mai deștept decât tine. Bineînțeles, mai bine informat. Meciuri internaționale, adevărate, care au fost? Numărul 1 pentru mine ca arbitru, Borussia Dortmund. Acolo, ajungând pe stadionul acela, am trăit o experiență extraordinară cu acea galerie faimoasă de Gelbevand. Era și 0-0 la pauză și eram în mijlocul terenului, cum așteaptă arbitrul de obicei, a venit lângă mine arbitru asistent și tot stadionul ne fluiera și ne huiduia. Anulasem un gol printr-un offside, fuseseră câteva situații delicate pentru nemți și eu considerat că trebuia să le dau un penalti și tot stadionul ăla, 10.000 de oameni este fluiere. E o senzație unică, ți se făcea pielea de găină. Au ieșit la pauză, le-au dat 5-0, dacă nu mă înșel, unei echipe din Austria, dar senzația de a intra și de a simți pasiunea lor pentru fotbal și felul ăla superb în care se manifestă pentru a-și susține echipa, nici nu simți când trece timpul. Deci, efectiv, a fost extraordinar. Un alt lucru foarte bun pentru mine și pentru cei care au început cu mine, uite, Ișvan Kovács, a fost faptul că s-a introdus acel sistem cu adiționali exact când noi am început. Și atunci ne-am putut să mergem cu Tudor, cu Balaj, la meciuri la care n-am fi avut acces decât poate după foarte mulți ani. Îți dai seama ce bine era pentru noi să vedem cum se comportă ei la meciurile astea, să simțim nivelul ăla de Champions League, Europa League, la începutul carierei internaționale. A fost extraordinar și ne-a ajutat, eu zic că și pe mine și pe Ișvan, ne-a ajutat foarte mult, că noi am început în 2010 și a fost primul an în care a demarat acest proiect al adițional. Între timp, morți și îngropat. Da, a apărut varul și cu varul nu mai avea sens. Varul și suntem la cheremul lui. Am văzut aseară, bine, podcastul ăsta o să intre la câteva zile după meciul de aseară. Da. Ișvan Kovács, faza aceea cu împingerea adversarului, cine era? Darwin Núñez. Da, pe minutul 53-54. Îți spun, după părerea mea, la faza aceasta, dacă dădea penalti, foarte multă lume ar fi zis că a dat un penalti ușor. Da? Pentru că dacă o punem într-un context și spunem că, doamne, sunt împingeri de-astea și țineri la orice corner, aș fi zis că e un penalti dat ușor. Pe de altă parte, înțeleg și cei care spun că este penalti, pentru că se vede o mână, îl împinge ușor acolo, dar vezi, lucrurile se analizează și se gândesc altfel, că toată lumea se întreabă de ce n-a intervenit varul, de ce intervine varul. Ei bine, varul nu poate interveni la genul acesta de fază, deoarece arbitrul este singurul care poate să aprecieze intensitatea unei astfel de împingeri. Cei din cabina VAR pot doar să vadă că e o mână acolo pe el, dar nu pot să-și dea seama clar dacă l-a împins cu atâta intensitate încât să se considere că e un penalti clar. Și insist asupra cuvântului clar, pentru că astea sunt instrucțiunile primite de la Roberto Rossetti. A declarat în conferință de presă: "We do not like soft penalties." Deci nouă nu ne plac penaltiurile acordate ușor, soft, light, ușor. Da. A spus-o cu subiect și predicat. Atunci când dați penalti, trebuie să fie penalti clar. Cred că această fază intră pe fazele în care ar fi fost un penalti ușor acordat, pe care dacă l-ar fi dat Ișvan, aș fi spus, da, are circumstanțe, e o împingere, înțelegi? Dar pe de altă parte, înțeleg și de ce nu l-a dat. Da. Rămânând la VAR, două lucruri. Există offside de 3 mm? Știi la ce mă refer? Da, înțeleg întrebarea. Este pentru prima oară când aud. Cel puțin în România n-am mai auzit niciodată să se discute despre milimetri. Am auzit despre milimetri la Campionatul Mondial, în care există acea tehnologie 3D, ați văzut cum vine și îți face cu 3D desene animate și îți arată exact locul ăla din umăr, îl încercuiesc cu roșu și zic 3 mm, 5 mm. În România, cu tehnologia asta pe care o avem noi acum, care e cum e, bună cum e, da? Dar nu este de nivelul unui campionat mondial. Nu mi-aș fi imaginat că e posibil să avem un offside de 3 mm niciodată în vecii vecilor. De altfel, nu m-am convins deloc
poza aia în care da. E și umărul în cercuit și umărul pare chiar pe linie, pe linie cu picioarele. Deci nu, pe mine nu m-a convins poza aia, dar n-am fost acces acolo la ce s-a întâmplat în video operating room, în cabina VAR. Și atunci nu avem de ales decât să-i credem pe cuvânt. Deci nu avem de ales. Și cum suporterul român nu crede pe nimeni, nici pe el măcar nu se crede, da, e greu de suporterii stabilit. Suporterii craioveni s-ar putea să-i creadă, cei de la FCSB care sunt mai mulți, să nu-i creadă. Exact. Trecem la viața privată sau zicem să trecem la noua, de fapt nu neapărat noua profesiune. Cu ce te ocupi, Marius? Acum conduc direcția de management a patrimoniului electric AESA. De altfel, un alt sfat pe care mi l-a dat tatăl meu a fost ca niciodată arbitrajul să nu fie singura ta preocupare sau singura sursă de venit a familiei tale, pentru că, așa cum știm, depinzi de unul de altul, te deleagă, primești bani, nu te deleagă, nu mai primești bani. N-ai salariu, n-ai o siguranță, dar vei chiar discuție cu arbitrii, că nu sunt profesioniști și n-au salarii și atunci depind de meciurile pe care le arbitrează. Și am încercat toată viața mea să mă dezvolt și în paralel față de fotbal și să am tot timpul o meserie. Poate asta m-a tras înapoi, poate nu, dar până la urmă, pe termen lung, se dovedește a fi decizia corectă. Și eu lucrez de când, de când am terminat facultățile. Mă tot învârt în stânga și în dreapta. Am fost director de cabinet la diverse ministere, consilier din diverse ministere, diverse afaceri pe care le-am avut eu în particular și în timpul meu liber pe care le-am dezvoltat. Am lucrat la Ligă un an și ceva de zile ca manager al proiectului VAR din partea Ligii. Lucrurile pentru mine întotdeauna au avut o continuitate în paralel cu fotbalul și acum mă ocup cu lucrul acesta la Electrica. Ai făcut mai multe facultăți? Da, eu am terminat și Institutul de Studii Înalte de la Glion din Elveția, pe care l-am făcut în management în turism și apoi am făcut și un master în Barcelona în management în sport. Arbitrai în timpul ăsta sau ai avut o perioadă de pauză? Am avut o perioadă de pauză de vreo 3 ani jumate, perioadă pe care am petrecut-o în Elveția, și vreun an la Londra, pentru că era obligatorie o perioadă de practică și am lucrat în Londra la Consiliul Mondial al Turismului. Perioada în care am arbitrat în Elveția. Perioada în care am luat-o de la zero, de la copii și juniori din nou acolo, tocmai pentru a nu pierde contact. Îmi plăcea foarte mult lucrul ăsta. Federația Română de Fotbal, într-o scrisoare trimisă de Mircea Sandu în perioada respectivă, le-a spus că eu sunt arbitru Liga 2-a. Atunci era lotul național. Arbitrasem 8 meciuri la Liga 2-a deja și fusese de vreo 2-3 ori rezervă când am luat decizia de a pleca în Elveția. Deci eram la un pas de Liga 1-i, dar așa mi-am prioritizat eu atunci. Și ei nu au luat în considerare. Au zis, nu contează că ai arbitrat acolo, nu ne interesează, aici o iei de la zero. Și am luat-o din nou de la zero. A fost o experiență bună pentru mine, pentru că mi-a arătat și ce înseamnă și altă civilizație, alt fel de a te privi ca arbitru, alt fel de a te trata, alt fel de a te pune în joc, până la urmă. Dar să știi că am avut și acolo incidente, am mai povestit o întâmplare în care m-au alergat niște albanezi care jucau cu niște sârbi, care erau comunități pe acolo și m-au alergat și m-am încuiat în vestiar, dar în general să știi că lucrurile erau foarte bine puse la punct organizatoric, spre deosebire de aici, unde fiecare e pe cont propriu, să știi. Arbitrii sunt pe cont propriu, sunt singuri. Da, au de plătit, probabil, și preparator fizic, pregătire, tot. Nu este centralizată. Degeaba se spune că este centralizată. Eu știu foarte bine că nu este centralizată și că este mai mult de dragul de a o face. Mă rog. Dar arbitru este lăsat efectiv singur. În Elveția, de exemplu, erai încadrat la un club. Clubul local. Și acolo te uceai să te pregătești, îți puneau expoziție vestiare, terenuri, și în Germania, preparator. Așa, deci... Ți se ofereau niște condiții, dar asta e, mă rog, e o discuție amplă aici și am deviat eu un pic. Ce se întâmplă cu Marius Avram când are timp liber? Ce face? Ce muzică ascultă? Ce filme vede? Ce cărți citește? Hai să o luăm așa, Rând. De vreo câțiva ani de zile, Marius Avram în timpul liber se uită la filme pentru copii, ascultă muzică pentru copii, citim povești de copii și îmi petrec foarte mult timp cu fiica mea, împlinește 9 ani în curând. Mulțumim. Știu înainte. Toate filmele și desenele animate posibile care sunt la modă și toate cărțile și Harry Potter și toate episoadele și citite. Și îmi place foarte mult rolul ăsta de tată. Și îl fac cu pasiune și petrec majoritatea timpului meu liber în familie și cu fiica mea.
și cu soția și pentru mine este cea mai mare bucurie a vieții mele în momentul de față, aceasta este. În rest, am fost rocker de mic. Zău. Primul concert rock la care am fost a fost Rock 93 sau Rock 94 pe stadionul Dinamo, unde au venit Scorpions, țin minte. Scorpions. Exact. Bravo. Și dai seama, deci aveam 14 ani. Eram rocker și am rămas un rocker. Mi-a plăcut tot timpul muzica rock. Am trecut din diverse zone. Am trecut către Nirvana, mai grunge. Apoi m-am reîntors către Scorpions și clasicii un pic mai vechi. Am avut și o perioadă mai hard pe Sepultura și mai dură. O rebeliune a adolescenței, exact. Da. Erau mai duri și mai... Pantera, Sepultura, deci, Ozzy. Au fost și perioadele mai heavy metal, așa cu, nu știu, un Motorhead care îmi plăceau. Deci până la urmă Theater, am trecut prin toate... formațiile astea de rock și prin toate zonele, dar pot să spun că rock-ul a rămas pentru mine muzica preferată și chiar am fost la un concert Scorpions acum vreo 5-6 ani, nu știu, când au venit în România, nu mai țin minte exact data și zic, uite, la distanță de 30 de ani, iată-mă la Scorpions și mi-a plăcut la fel de mult. Adică da. Este... Solistul are vreo 70 de ani, cred. Da, a cântat extraordinar și acum, nu știu. Da. Deci, poate un pic mai mult au trecut 7-8. Nu țin minte exact data când au fost la București, dar țin minte că sentimentul a fost îmi place la fel de mult. Da. După atâta timp, da. Au fost niște trupe faine pe la noi. Mi-aduc aminte Whitesnake. Au fost Def Leppard, au fost și Def Leppard, da, au fost și mai din altă zonă Rammstein, am fost și la ei la concert. Deci sunet incredibil la Rammstein. Și spectacolul cu flăcări, da. Adică muzică mai puțină, dar mă rog. Depinde, acum fiecare de-aia am zis în altă zonă. Ai văzut că am zis în altă zonă. Da. Dar în România îți place ceva dintre trupele care cântă? Mi-a plăcut foarte mult, eram fan Timpuri Noi. Iar când au scos la un moment dat un album Unplugged, în perioada aia studiam chitara și mă chinuiam să le cânt toate melodiile, că era o modă cu Unplugged-urile, era MTV Unplugged, care scotea Nirvana și toți așa, și la un moment dat și românii au făcut și ei Unplugged și Timpuri Noi a fost albumul lor Unplugged, care mi-a plăcut extraordinar. Și încercam să cânt la chitară. Și mai cânt la chitară? Nu, am mai cântat de ani de zile. Am încercat cu fiica mea, dar mai mult îi place pianul, chitara. E bine, și chitara e mai mare și pentru ea un copil e greu să o țină. N-am mai cântat de ani de zile, trebuie să recunosc. Cred că acum dacă aș încerca mi s-ar toci degetele, știi? Pentru că mi s-ar răni un pic, nemai având obișnuința. Pielea aceasta a degetelor, să știi că se întărește în momentul în care cânți așa. Știu. Și dacă n-ai mai cântat de ani de zile, îți lezează un pic pielea. Și... Da, trece, în vreo săptămână trece, se formează calusul ăla, sau nu știu cum îi spune, bătăturile alea. Da. O perioadă am fost autodidact, adică le auzeam după ureche și notasem pe chitară, corzile le notam cu numere, cu cifre de la romane, 6, cu cifre romane și îmi notam cu cifre arabe locul unde se pun degetul și mi le scriam eu pe o hârtie și ziceam 2 roman, 3, bang, 3 roman și apoi așa învățam melodiile înainte să-mi iau un profesor, până la mi-am luat și un profesor și nu foarte mult timp, adică n-am ajuns un virtuos al chitării, dar pentru plăcerea mea a fost suficient. Da, face bine la minte, te și ține activ și te și relaxează. Da. Marius, cam asta a fost excursia noastră în viața ta și în personalitatea ta. Nu știu dacă le-am atins pe toate. Probabil că mai sunt multe de spus, dar ca să terminăm așa într-o notă oarecum veselă, am să te întreb dacă știi de ce arbitrii când parchează mașina, lasă fluierul sau fanionul pe bord. Când parchează mașina la mall-uri sau în locurile astea. E prima oară când aud întrebarea asta, deci nu știu. Ca să poată parca pe locurile de persoane cu handicap. Înțeles, da. Să știi că aveam o relație bună cu polițiștii, uite, ca să închei tot într-o glumă. Când mă opreau să mai greșeam și eu la volan și le spuneam, domnule, sunt arbitru de fotbal, tu ești polițist la rutier, suntem cei mai înjurați oameni din țara asta, noi între noi ne facem. Adică și râdeau și de multe ori mă mai lăsau să mai... Și eu odată m-am încadrat greșit, trebuia să mă încadrez pe banda din dreapta, să fac dreapta, am luat-o pe aia din mijloc, era mai liberă, zic, hai că fac dreapta după aia. Bineînțeles că m-a oprit și... Mi-a zis înainte, mergeți tot înainte, pentru că așa e la fotbal, te duci înainte, nu faci dreapta când poți să ocolești chestia asta.
Cam ce ar urma, Marius, în afară de, slujba asta de, analist de televiziune, de arbitraj? Mă, nu știu exact. Abia am început-o de câteva luni de zile. În același timp scriu și un articol săptămânal. Unde scrii? La ProSport. Mm-hmm. Un articol de analiză a etapei în care are câteva faze care mi se par mie interesante și le explic. Din punct de vedere regulamentar, ce s-ar fi putut face. Îmi place mult asta de analist. Îmi place pentru că primesc feedback că lumea înțelege. Da, păi asta e că și explici corect. Și asta și explici am bine, încercat să fac, să nu dau verdict. Penalti, roșu, nu. Să spun de ce, ce se putea face, cum gândește arbitru, ce pun vede, între ei acolo, ca lumea să intre un pic în, mintea arbitrilor din teren și să înțeleagă ce se întâmplă și de ce, care sunt instrucțiunile, mai mult decât să dau verdict. Îmi place asta și deocamdată mă bucur de, faptul că sunt analist și vom vedea, mai târziu nu se știe niciodată, dar deocamdată asta e o meserie pe care o practic cu plăcere. Mulțumesc mult, Marius Avram, îmi pare bine că ai venit aici și că am avut această discuție. Numai bine!